lucru pe care l-a făcut. A fost să ceară de la Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat. Lăudat fie numele lui Dumnezeu. Știi ce? Tinerii când cer, n-are cum să cer ceva în lumea aceasta și să nu-ți dea Dumnezeu când îi cer lui. Aș vrea să închei cu o întâmplare care am citit-o de multe ori într-o revistă, în cuvânt, Sămânța Cuvântului Adevărului, în care spunea așa: un tinerel a ajuns la vârsta căsătoriei și pentru că el trebuia să aleagă, că era creștin, era pocăit, a spus: Doamne, nu mă lăsa să fac alegere la bunul plac al meu, ci te rog călăuzește-mă și pun un semn înaintea ta să-mi o deai pe cea care este potrivită voii tale pentru mine. Nu e așa că de multe ori de aia facem noi greșeli? Noi nu cerem Domnului. Mergem doar pe alte principii și gândim că noi suntem aia care vom face viitorul. Nu, dragii mei, viitorul îl face Dumnezeu când îl lași pe el să conducă viața. Slăvit fie numele Domnului. Și tinerelul spunea că la un moment dat a pus înaintea lui Dumnezeu semnul acesta: Doamne, dimineață mă duc la casa de rugăciuni. Voi fi primul la ușă și voi intra primul în casa lui Dumnezeu. Și pun acest semn: prima fată fecioară care va intra în casa lui Dumnezeu, aia este destinată de la tine ca să-mi fie de soție. Și observați ce? Tinerelul s-a dus dimineața acolo, vă rog să fiți foarte atenți. Dumnezeu nu dă blesteme. Dumnezeu dă binecuvântare, dragii mei. De aceea trebuie să-i cerem lui permanent că El este Cel care ne călăuzește numai spre bine în lumea aceasta. Și la un moment dat tinerelul a intrat în biserică. Aștepta să intre o fecioară, intre o fată frumoasă, cu niște ochi mari deschiși. Când a intrat în casa de rugăciune, el stă și urmărește să vadă caracterul ei, cât de creștină este ea, cât de pocăită ar fi. Și deodată ea stă, privește atent. Toată slujba, când predica, eu știu, când asculta cuvântul, când le vorbea păstorul, ea era cu ochii ațintiți către scenă și la un moment dat tinerelul zice: Doamne, îți mulțumesc ce mi-ai pregătit. El era bucuros că-i pregătise o fată fecioară, o fată care era frumoasă la chip, era pregătită de el. În timp ce predicatorul dădea să-și termină predica, tinerelul se ridică, trimite un bilețel în față care de făcut un anunț. Și pentru că știa că este un copil credincios, păstorul a zis: cu siguranță n-are să mă facă de rușine. Și a zis: fratele nostru are un anunț. Și el zice: fraților, sunt destul de mare. Mi-a venit vremea când trebuie să-mi aleg o mireasă și n-am lăsat să aleagă nici părinții mei și n-am ales-o nici eu. L-am lăsat pe Dumnezeu să aleagă. Și fata care mi-a ales-o Dumnezeu este fata și arată cu mâna către ea. Toată biserica s-a întristat. Păstorul s-a întristat și el și au lăsat capetele în jos. Numai că el a înțeles greșit. Se uită și el rușinat, coboară de acolo și a zis: Doamne, cred că m-am făcut de rușine. Nu cumva e fata logodită și eu n-am știut? Sau cumva sunt prea sărac și nu vor să-mi dea fata? Ceva se întâmplă, pentru care lucru s-a întristat toată biserica și păstorul? Și la un moment dat, după ce s-a terminat slujba, se duce cumva după păstor și spune: spuneți-mi unde am greșit. Și păstorul spune: n-ai greșit, dragul meu, nicăieri. Atunci de ce v-ați întristat și toată biserica s-a întristat la față când am făcut anunțul? Și el zice: dragul meu, nu e mai bine să te duci tu la părinții fetei și să o întrebi pe ea acasă? Am să mă duc. S-a dus acolo și cum intre spune: dacă vreți să-mi dați fata de soție sau nu, eu știu că am cerut Domnului, e treaba voastră. Și femeia zice: te rog, ia-l-o. Apare de undeva de după zi din bucătărie cu un pahar de suc în mână, cu lacrimi în ochi, privește către el și spune: cum, dragul meu, ar fi o onoare și o cinste pentru noi să-ți dăm fata noastră, numai că fata noastră s-a născut oarbă. Tinerelul, când a auzit aceasta, s-a întristat și el. Doamne, eu își cer o binecuvântare și îmi dai un blestem. Am cerut un ajutor potrivit. Ea va spăla, ea va călca, va fi, eu știu, un partener de călătorie cu mine. De acum încolo mă îngrijești de doi. N-am înțeles bine, a fugit acasă plângând. Și cum stai el plângând acolo deodată, Duhul Domnului, Duhul Sfânt, se coboară peste el și spune: tinerelule, închipuiesc că ai fi luat-o în căsătorie și în timpul căsătoriei ar fi avut un accident și ar fi rămas oarbă. Tu n-ai mai fi trăit cu ea numai pentru că a avut un accident? El a început să plângă și să zică: nu, Doamne, aș trăi toată viața cu ea. În schimb, înțeleg că Tu dai binecuvântări. Tinerelul și atunci s-a spus: dacă Domnul mi-a pregătit-o, o iau așa. Au programat ziua nunții și în timpul nunții, ca și aici, undeva într-o biserică, pentru că avea o sală mare, au pus cumva să se roage, după ce s-a rugat păstorul, se roagă și mirele: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o mireasă. Și vine rândul miresei să se roage. Și observați cu aceasta, cred că și închei.
Mireasa a început cu cuvintele acestea să se roage. Doamne, mulțumesc că ochii mei pot vedea păstorul, care ani de zile doar l-am auzit. Doamne, îți mulțumesc că pot vedea mirele, pe care altădată doar l-am auzit, dar acum îl pot vedea. Toată biserica a înțeles că Dumnezeu în ziua aceea i-a făcut cadou vederea. Slăvit fie numele lui Dumnezeu. Așa se întâmplă. Când cer de la El, El dă binecuvântări. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Să cerem de la El, căci Domnul dă binecuvântări, nu dă blesteme. Amin. Domnul să-l binecuvintează pe frățiorul nostru Virgil. Îi mulțumim în numele Domnului pentru cuvintele ce le-a rostit în mijlocul nostru cu ajutorul Domnului. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi care ați ascultat cuvântul Domnului și Domnul să vă poarte de grijă. O vorbit fratele minunat. Domnul să-l binecuvinteze. Fraților, cele mai minunate lucruri și nunți sunt în Domnul. Știi de ce? Căci Domnul își lasă binecuvântarea. Și cu timpul să ne ajută Dumnezeu ca tot neamul nostru țigănesc să se întoarcă la Domnul și să facem totul în Domnul. Ca totul să fie o binecuvântare pentru noi, pentru cășile noastre și pentru copiii noștri de acum și până în veci de veci. Amin, amin. Acum frații vor lăuda pe Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze, frații vor face un program mai departe și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și să vă poartă de grijă. Amin. Dele Deu la harul, binecuvântarea, haișule în unda harului. Amin.
nu mai lăsa-mi.